Două clase de la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja învață în prezent în scenariul roșu. Asta după ce zilele trecute un elev a fost confirmat cu COVID-19, iar săptămâna aceasta încă unul. Se pare că totul ar fi pornit de la membrii familiilor acestora care și ei ar fi fost confirmați pozitiv. Încă o clasă de la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja trece în scenariul roșu după ce un elev a fost confirmat cu COVID-19. Este al doilea caz de coronavirus în acest liceu. Săptămâna trecută, un alt copil a fost infectat cu SARS-CoV-2 la o altă clasă, iar cursurile au fost suspendate. La nivelul unității noastre școlare sunt, din nefericire, confirmat pozitiv cu COVID-19 doi elevi, unul săptămâna trecută, unul această săptămână. Din discuțiile pe care le-am purtat cu diriginții, elevii sunt într-o stare de sănătate bună împreună cu familia, iar măsurile pe care Consiliul de Administrație le-a luat și le-a adus la cunoștință Inspectoratului Școlar și Direcției de Sănătate Publică au fost cele din Ordinul Comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației, astfel că cele două clase, de unde fac parte cei doi elevi, în momentul de față au suspendate cursurile față în față și își desfășoară exclusiv online activitatea, urmând ca peste două săptămâni activitatea să fie reluată. Primul elev confirmat se pare că acesta s-ar fi infectat din familie. Ceilalți colegi ai săi nu au fost afectați și tuturor le-a ieșit testul negativ. La fel și la cealaltă clasă. Până în acest moment, ancheta epidemiologică arată că și cel de-al doilea elev nu s-ar fi contaminat de la alți colegi, ci din exterior.